Reo, băieți, bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal, băieți, un episod foarte cerut în ultima vreme, pentru că m-ați tot întrebat de Cart of Gaming. Ei bine, astăzi îl avem alături de noi, Re. Salut, salut! Bă, deci, nu știu, i-am zis și lui pentru că abia am vorbit cu el. Mi se pare ceva foarte dubios, el n-avea voce așa înainte. Totuși e Discord-ul lui, am vorbit cu el pe Insta, am vorbit cu el pe Facebook și totuși are o voce dubioasă. Ori a crescut și s-a maturizat așa puțin vocea, ori nu-mi dau seama. Care-i faza, mă, Iuliane? Ce s-a întâmplat? Așa crezi tu, nu s-a întâmplat nimic. Bă, ori folosește ceva clownfish. Bă, nu știu, lăsați-mi în secțiunea de comentarii. În fine, hai să trecem peste treaba asta. Auzi, dar... știi câte vizualizări are videoclipul ăla cu tine? Nu. Auzi, Iuliane, dar tu câți ani ai? Am 13. Fii atent ce voiam să zic, am văzut că te-ai reapucat de Samp, e adevărat? Da. Și ce te-a făcut? Că am văzut că înainte jucai foarte mult Fortnite și acum te-ai reapucat de Samp. Cum de? Până acum nu te dai cu... mai joc Fortnite. Te mai joci Fortnite, dar înainte te dai cu hate în comunitatea de Samp, zice că e joc vechi și numai proci se joacă și acum te joci iar. Și nu e tocmai ok. Păi da-mi place jocul, om. Păi îți place jocul, înțeleg că îți place și mie îmi place foarte mult jocul, dar... E urât să zici ceva, să zici că sampiștii sunt proști și după aia tu să te reapuci de Samp și am văzut că ai și donat. De fapt mi-ai zis tu că ai donat și apreciez că ai făcut treaba asta. Și să știți că m-a rugat foarte mult de el. Tu chiar credeai că dacă filmez cu tine îți dau bani sau ce? Da. Omul nu voia să vină să filmăm pentru că el credea că eu vreau să-l iau cu mine să filmez doar să-i dau bani pe filmare. Nu, frate, dacă am făcut asta o dată, de două ori la catering, asta nu înseamnă că îți dau bani mereu. Astăzi m-am uitat la videoclipul ăla cu adevărata față lui Reduc, în care îl aminte foarte mult. Bine, are un an și ceva, lucrurile s-au schimbat de atunci, eu cred că am dovedit suficiente chestii, nu vorbim despre treaba asta. Și cred că mai sunt încă câteva persoane care cred orice prostie de genul. Adică nu tot ce zboară se mănâncă, nu știu. Bă, îmi pare nespus de rău că vă pun în acest moment pauză la videoclip, dar cei de la NBA mi-au zis că, bă, Răducule, hai să dăm și noi niște bonuri abonaților tăi. Așa că să vă zic chiar acum, au rămas 18 zile, aproape 3 săptămâni la dispoziție. Vrei 5 euro moca? Câștigă cu Reduc și NBA Direct Marketing, scrie pe mine. Da, puteți câștiga 5 gift carduri de 5 euro să vă cumpărați jocuri gratis sau de ce nu bani pe Sim și lucruri de genul ăsta, pentru că o să vă arăt imediat ce puteți face cu acești 5 euro. Aveți 9 modalități de a vă înscrie la giveaway, să intrați pe Discord de la Eneba, să-mi dați follow, să le dați lor follow și lucruri de genul ăsta. Cu cât vă înscrieți la mai multe chestii de aici, cu atât aveți mai multe șanse de câștig. Vă las link în descriere de la treaba asta. Aveți 95% de intrări dacă le completați pe toate și cred că o să aveți o șansă mare de câștig, de ce nu? Nu pierdeți nimic, e totul gratis și puteți câștiga 5 euro și cu acei 5 euro vă puteți cumpăra jocuri de aici. Am văzut că e GTA 5 54 de lei și eu acum 2 ani și ceva am dat 3 milioane pe el. Băi, ești nebun. Mi se pare reducere super. De fapt nu e reducere, sunt prețuri foarte, foarte bune. Hai să uităm noi puțin la magazin. Ne putem, uite, avem și jocuri de, putem cumpăra puncte pentru, uite, pe Origin, dacă vreți să vă jucați FIFA 19 sau lucruri de genul ăsta, sau jocuri pe Xbox, uite, Battle, nu, jocuri pe Xbox, Xbox Live, carduri, cadou, Xbox Live, abonamente, o grămadă de chestii mișto și sunt foarte ieftine, credeți-mă, sunt unele dintre cele mai bune prețuri, uneori mai bune decât pe celelalte site-uri de acest gen. Puteți să vă cumpărați și antivirus, Windows și lucruri de acest fel și tot așa la prețuri super, super bune. Lol, acum am văzut Minecraft Global Key pentru Microsoft e 7 lei, serios, am văzut că aici contul premium e 90, aici e 7 lei, nu vine să cred. Puteți cumpăra aceste jocuri cu Visa, cu card, cu PayPal, PaySafe, au băgat băieții PaySafe, BitPay și voiam să vă zic că e un site super serios, puteți să fiți ajutați de băieții de la site 24/7, deci non-stop și au și un scor foarte bun pe Trustpilot sau Trustpilot sau cum dracu se cheamă. Gata, vă las în continuare cu videoclipul, re. Nu știu cum să vă zic, băieții, set virtual World Reduc 0. Ce level ai, Iuliane? Descrie-ne puțin caracterul tău. Am level, cred, 4. A, deci abia te-ai apucat. Și iar intri mafie, da. Iar te faci mafio cordit? Da. Serios? Dar ce te-a motivat așa să te reapuci? De ce de bihu? De ce nu te-ai apucat de nefrit, de alte servere? Nu, că fac level greu pe ăla. A, de aia, că faci level greu. Bă, da, serios, ai o voce foarte, foarte dubioasă. Parcă nu ești tu, mă jur. Adică nu, parcă nu ești tu, parcă nu ești Iulian pe care îl cunosc eu. Deci ceva e dubios la mijloc, nu-mi dau seama ce.
În fine, te apuci de serverul lui era? Nu știu. Ah, bine mă, Iuliane. Da, asta voiam să zic, asta voiam să lămurim și cu băieții. În primul rând, la câțiva dintre ei, la câțiva, mulți dintre ei, chiar le era dor de tine și mie mi-era așa dor puțin de tine. Dar mama mi-a dat turismul premium și n-aveam slot. Tu zgura mătii. Aoleu, ai văzut noul crate? Nu. Păi nu ești activ, încă ai level mic, trebuie să mai faci bănuță, ție PP-uri, durează. Ia să dăm noi check vârăduc delete car. Dacă îmi zici ce crezi că îmi pică din următorul crate, ce ai dreptate, jur că îți dau ție respectivul câștig. Ia să vedem. Vrei să-ți dau partajare? Da. Ia stai așa, share screen, îi dăm aici partajare, perfect. Ia, open crate. Nici nu știu premiile măcar. Ia uite, ceva chestii bune, numai chestii premium, numai chestii cu puncte premium poate să-ți pice din acest crate. Ce crezi că îmi pică? Dacă ghicești, jur că-ți dau ție. Zi repede, înainte să luăm. Shamal. Dacă îmi pică Shamal, ți l-am dat. Turismo premium, iar. Bă, dar cum n-am sloturi? Trebuie să-mi șterg, bă, din baze date. Cred că am șters altceva, nu? Check, v, răduc, delete, car, 118-686. Hâț, open crate. Cum bă să iau două Turismo premium la rând și să n-am sloturi? Hai că-ți mai dau o șansă. Ia zi, ce crezi că îmi pică din acest crate? Turismo. Turismo premium, dă o dracu de treabă de trei ori la rând, nu luăm noi Turismo premium. Trebuie să am foarte mare bulan, îți dai seama. O să-mi dea ceva slab acum. Șamar acum, le-ai inversat. Așa am zis primar. Da. Hai ultima șansă, Iulian, ești după aia gata. După aia mă iau de tine pentru că m-ai supărat din nou. Hai, Deles, zi repede, ce crezi că îmi pică? Dacă îmi pică bullet. Monster, bullet premium, dacă îmi pică Monster, pe filmare, e bombă. Oh, milionaire voucher de 1000 de PP-uri. Bună, ăsta îmi convine. Uite băieții, GG. Sunt și 816 jucători. Ai văzut că în ultima vreme facem aproape 1000 dintr-o 1000 fiecare seară? Da. Nu ți se pare mișto treaba asta? Cred că suntem numărul 1 pe server în România. Bine, dacă fac live. Noi, problema noastră, adică nu știu dacă e o problemă, depinde cum vreți voi să o vedeți. Nu ne mai pică serverul acum, nu mai a freeze. Ba da, min. A luat freeze al alter serverul pentru că am făcut eu, am șters o mașină care era spawnată și din cauza mea a luat freeze serverul. Dar așa gen de fără să-i facă nimeni nimic, nu pică, nu se mai blochează, nu se mai întâmplă nimic. Și am văzut că gen unii sau unora nu vă convine faptul că noi dăm restart zilnic. Frate, noi când dăm restart zilnic, știu că sunteți uneori pe sleep, îmi pare rău că vă scoatem de pe sleep, dar noi când dăm restart zilnic, nu dăm restart degeaba, nu dăm restart gen ca așa vrem noi, dăm restart ca să băgăm chestii noi, ca să rezolvăm bug-uri. Deja Edison lucrează la noua facțiune care o să fie băgată curând. O să vedeți cât de curând că o să apară și facțiunea, o să băgăm case când deschide SF-ul, SF-ul va fi deschis în vreo 10 zile. Poate aplici și tu într-o facțiune din SF, Iuliane, ce zici? Mergi să le dăm cu Paysafe de Anglia? Da, frate, merge. Cum să nu meargă? Bun. Iulian, văd că s-a pus pe mut. Bă, frate, ești puțin de pe mut să mai vorbi niște chestii, după aia poți să ieși din confă. Nu, aparent stă tot pe mut. Gata, bun. Deci asta voiam să zic, asta m-a deranjat și m-a supărat foarte tare la tine. Nu-mi place deloc treaba asta, să înjur sampiști. Eu chiar nu suport persoanele care dau cu hate în comunitate de sam sau sampiști. N-ai mai făcut, dar ai făcut în trecut. Și nu e frumos să înjuri sampiști și să zici că sunt proști, că se joacă căcatul ăsta de joc, să spamezi pe grupuri și tu totuși după câteva luni să te apuci. Nu e chiar frumos, trebuie să-ți ceri scuze în fața lor. Măcar așa, să te ierte. Nu o să-ți ceară scuze, ok, nicio problemă. Bă, cât de tare! Am crezut că și-a pus pe parbriz. Și-a pus băiatul ăsta VIP. Hai să-i dau FV la mașină. Și-a pus băiatul ăsta VIP pe stalion și și-a pus Corosen aici pe parbriz. Eu nu m-am gândit la treaba asta, dar știi că gen poți să-l pui foarte frumos. Poți să-l pui exact pe parbriz. Uite, din unghiul ăsta nu se vede, dar din unghiul ăsta se vede. Așa, îți cer scuze, bă, măcar atâta, frate. Să-ți cer scuze. Pentru că, da, chiar nu a fost frumos ce ai făcut. Nu știu exact dacă ești Iulian, mă, la pe care îl știu eu, dar în fine, măcar și-a cerut cineva scuze numele. Dar nu știu, ai vocea ciudată, ori ai crescut, ori ceva, nu-mi dau seama, da, frate, filmez. Nu știu, mi se pare... Și nu pot să bag, să schimb vocea pentru că sunt pe telefon. Înseamnă că ți s-a maturizat vocea, ai crescut și tu, mă, Iuliane, nu mai ești la fel de cartofior ca înainte. Chiar cu ce nume joci acum, în caz că te vadă băieții pe stradă, să le zici? Iulian. Iulian și atât? Da.
Cum dracu te cheamă? Iulian? Atât? Așa simplu? Da, frate, facem poză, ia. Salute. A? Cum te cheamă? O să mă uit că nu mai știu, că nu am mai jucat de mult. Păi cum naiba, abia ai donat. Bă, ceva e putred la mijloc, nu-mi place. Acum pe Insta mi-a zis că abia te-ai jucat și nu știu ce. Acum două, trei zile. Păi zim. Iulian? Ata! Mamă, ce șarpe! Mamă, deci nu te cred. Adevărata fața lui Cartof Gaming. N-ai vrut să-mi zici cum te cheamă pe server, că că-ți dau bani? Doamne, da. Ce nebun ești, Iulian. Ia stai să vedem dacă a rezolvat Edison aia cu checkpoint-ul. Acum nu te mai lasă să mai ieși din biz dacă ne-ai luat mâncarea. Ah, da mă, s-a gândit bine Edison. Bravo, Edisoane. Hai să ducem și noi pizza. Hai să dăm ultimul meu bon, că nu mai am altul. Așa, bine. Mă bucur, Iulian. Stai că nu o să-ți dau bani. Degeaba nu o să-ți dau bani. Dacă faci ceva urât, stai seama că o să primești bani. Exact ca și restul jucătorilor, deci nu facem diferențe. Și legat de treaba aia, ați văzut că am făcut videoclipul ăla cu Marco Răducu în care a luat țeapă, adică i-a fost parcontul. Să știți că după aia au făcut foarte multe persoane etichete să le înapoieze averea pentru conturi sparte sau furate sau pentru țepe de alea gen bani pe paysafe de ilegale și na, au încercat mult să mintă. Și să știți că nici lui mi-a mai dat nimic înapoi, de acum nu o să mai dăm nimănui nimic, doar dacă vine cu dovezi mură în gură, cu filmare, frate, dacă vii cu filmare clară, deci totul alb pe negru era să zic, dar nu e chiar alb pe negru, o să primești înapoi. Dacă nu vii cu dovezi clare, îmi pare rău pentru tine. Deci atunci când vi se sparge contul și să știți că mai fac unii etichete, bă, știi, am fost la farm și am dat work și am luat crash și brusc mi-a dispărut inferusul de pe cont, e vina serverului. Și când mă uit în loguri, i-a intrat alt IP pe cont și i-a dat la altul infernusul pe un dolar. Na, uite așa, ți-a dispărut, ți-a furat serverul, dar de fapt ți l-a furat un prieten sau nu știu, cineva. Mă zice pe mine, da frate, cum să nu te ajut? Cu ce? Stai așa. Hai să ducem și pizza la destinație că se răcește. Scoate și noi pizza. Cât am luat? 71, ca e bine. Să mă duci sus dacă pot. Sigur, frățiorul, ia. 750, îi dă în ghetul 750 aici. Bă, deci se urcă greu cu porcăria asta de mașinuță, get here, 750, așa, e bine? Hai să vedem dacă e bine. Sus pe da, respect, te pup, frate, te pup. Bă, da, poză, face și poză. Mă, uite, seatul ăsta de poliție. Mama, am zis că filmez carvlog, bă, trebuie să fac carvlog, că o să fie cam ultimul carvlog, dar nu vreau să vă dau spoilere. S-a întâmplat ceva urât, bă, Iuliane, nu e bine. Of, nu vreau să mai gândesc. În fine, băieții, cam întâi cu acest episod, sper că v-a plăcut. 737 mi-a dat un mesaj, da, cred că filmăm de vreo 10 minute. Vă pupă, fratele, zile și tu ceva, Iulian, așa cu vocea ta asta nouă schimbată, dacă chiar ești Iulian. Eu sunt frate. Păi salute pe băieți, pupă-i, cereți scuze încă o dată că chiar ai fost bulangiu, că ai vorbit urât cu ei. Ce scuze? Așa. Salut. Regaiz.